Statele Unite intenționează să cheltuiască aproape 40 de milioane de dolari pentru construcții noi și lucrări de îmbunătățire la baza 71 aeriană Câmpia Turzii. Informația a fost publicată de site-ul Defense News, care citează un document al forțelor aeriene SUA în Europa. Fondurile pentru lucrările de la Câmpia Turzii provin din bugetul Departamentului Apărării pentru Descurajarea Rusiei, program cunoscut drept Inițiativa de Descurajare Europeană, care s-a numit anterior Inițiativa de Reasigurare Europeană. Aproape 25 de milioane de dolari din această sumă totală de 40 de milioane vor fi cheltuite pe lucrări de infrastructură pentru a permite în mod direct planificarea misiunilor și operațiunilor de zbor, potrivit unei prezentări a Forțelor Aeriene SUA în Europa privind proiectele de construcție obținute de Defense News. Departamentul American al Apărării nu are o prezență permanentă la Câmpia Turzii, însă în ultimii ani aici au fost desfășurate temporar avioane militare de tip F-15 și A-10 în cadrul cooperării cu Forțele Aeriene Române.